Namaste, săgetător, ce mai faci? Eu sunt Rina Devi și te salut acum din România. Primește un salut cald, o îmbrățișare plină de lumină, de căldură, de iubire și tot ce este mai bun pentru tine, toate dorințele tale să ți se îndeplinească. Totodată vreau să-ți reamintesc că această lectură este o analiză generală, poate rezona sau nu cu tine. Tu ia doar ceea ce simți că ți se potrivește. De multe ori, aparent, cărțile pot să sugereze lucruri contradictorii. Nu este deloc așa, deoarece efectele lecturii constituie o sumă a tendințelor medii. Te rog să urmărești videoclipul, ascultă de la început până la final, dă-mi părerea ta sinceră într-un comentariu ca să mă bucur și eu. Începem lectura de astăzi pentru toți cei ce aveți ascendentul, luna, soarele în săgetător cu un card al îngerilor indigo. Să vedem energia acestei lecturi, un mesaj pentru tine de la îngerii indigo, drag săgetător. Vise. Această carte te îndrumă să fii atent la visele pe care le ai, atât în perioada de somn, cât și în perioada de veghe. Acestea, de fapt, sunt conexiunile tale cu sufletul tău, adevărat și neînficat, și cu potențialul tău cel mai înalt. Această carte este un mesaj și îți dai voie să visezi fără frică, chiar dacă ceea ce conțin visele tale pare nerealist pentru mintea ta logică. Îngerii îți cer să consolidezi această conexiune cu sinele tău superior, astfel încât să poți aduce în viața ta miracolele pe care le-ai dorit dintotdeauna. Foarte frumos mesaj al îngerilor indigo. Mergem mai departe cu mesajele cardurilor de tarot. Acest set de cărți de tarot gigant l-am primit de la o ființă dragă mie, l-am primit cadou. Și am hotărât ca în această lectură să folosesc aceste carduri mari, aceste carduri de tarot gigant, să extrag mesajele tarotului pentru voi, dragii mei săgetători, care urmăriți acest video în acest moment, în această clipă, da? Să mergem mai departe cu tarotul. Le voi amesteca mai încet, pentru că sunt foarte mari și abia le țin în mâini. Deci, pentru toți cei care aveți ascendentul, luna, soarele în săgetător, să vedem energia tarotului pentru voi, dragii mei, chiar în acest moment. Primul card de tarot este regina bastoanelor sau a baghetelor, tot aia e. Această carte reprezintă pentru tine sosirea dragostei. Poate că erai singur, singură și îți doreai o persoană corectă. Ei bine, acum va ajunge la tine, va ajunge în viața ta această persoană. Acest suflet pereche există și vine în lumea ta, vine către tine. Poate la început, când vă întâlniți, vei fi într-o poziție de neîncredere. Te simți complet în nesiguranță și nu ai încredere deloc în această situație. Dar totul se schimbă. Vei vedea cum această persoană îți arată onestitatea, cum își arată loialitatea și toate acestea, într-un anumit fel, încep să creeze, încep să genereze încredere.
Încep pentru a putea construi o relație. Deci, tot ce trebuie să faci este să ai credință, drag săgetător. Mergem mai departe cu trei de bastoane. În cazul tău este foarte bine pentru tine, pentru că acum ai maturitatea pe care o ai, conștiința pe care o ai, energia necesară, timpul, tot ce te va ajuta. Ești super bine poziționat și bine împuternicit în acele proiecte. Sunt proiecte economice care chiar vei reuși să le materializezi. Poate că asta are de-a face cu o nouă casă, cu o mutare într-o altă casă. Poate are legătură cu o investiție financiară pe termen lung. În orice caz, îți construiești adevărata fundație pentru tot restul vieții tale, așa că este foarte important pentru tine, drag săgetător, să continui păstrând acea minunată stabilitate. Pe aspectul sănătății sunt îmbunătățiri și o condiție fizică bună, pot apărea experiențe de tip practic ce vor îmbunătăți mult viața în general. Următorul card de tarot este al regelui spadelor. Această carte vorbește despre documente importante. Va fi necesar, săgetătorule, să fii foarte atent pentru ca lucrurile să iasă bine. Vei primi o notificare, un apel, un mesaj cu tot ce trebuie să faci. Vei întâmpina blocaje cu birocrația și unele probleme de justiție. Continuă să activezi acea vibrație bună în legătură cu aceste proceduri. Fii mai practic, mai realist. Ar fi ideal să fii mai cu picioarele pe pământ. Este posibil ca copiii tăi să-ți creeze probleme infantile, inocente sau probleme cu studiile. Dacă au un examen de trecut, e foarte posibil să nu-l ia sau îl ia cu mare, mare greutate. Moartea din Arcana Majoră, această carte spune, dragul meu săgetător, draga mea, că trecutul uneori vrea să se dezgroape și să iasă ca un strigoi. O persoană din trecutul tău te va căuta. Persoana respectivă va dori ceva, va dori să revină la tine, dar nu cu gânduri bune, ci cu gândurile de a revendica ceva, de a cere ceva, de a clarifica ceva privitor la moșteniri, titluri de proprietate, testamente. Urmează calea legală. Nu te opune prea mult, căci sunt datoriile trecutului. Pe de altă parte, ai grijă de la afaceri necurate, relații dubioase și evitați relațiile sexuale cu persoane impure. Atenție maximă, drag săgetător! Ultimul card al citirii noastre, ultimul card de tarot, este cardul iubirii, care vorbește în cazul tău despre armonie în cuplu. Toate conflictele se vor aplana și va domina iubirea. Vei fi foarte afectuos cu partenerul tău. Deci, ești în acel proces de romantism unde vei continua să atragi acea energie bună în dragoste. Acum este timpul când toate planurile și visele făcute împreună pot fi puse în aplicare cu succes. Multă iubire, multă pace și armonie vă doresc tuturor săgetătorilor care urmăriți acest video în acest moment. Sper că ți-a plăcut această lectură și totodată ai vrut să vezi aceste mesaje aici pe canalul Raze Divine. Abonează-te dacă îți place ceea ce fac și urmărește-mă și pe rețelele de socializare Telegram și Facebook. Primește îmbrățișarea mea puternică, plină de lumină, de iubire, de căldură, amintindu-ți că ești un magician al vieții pentru că ești co-creator al realității tale pe care o poți schimba. Astfel devii adevăratul proprietar al destinului tău.
Mulțumesc pentru participarea la această minunată comunitate de conștiință. Ne reauzim în curând într-o nouă lectură. Namaste!